Bine ai venit la o nouă lecție de biologie. Sunt Mirela Marinescu și voi fi profesorul tău de bio pe parcursul incursiunii noastre de astăzi în capitolul Noțiuni introductive de genetică. Pentru a putea pătrunde în tainele geneticii, îți propun să analizăm împreună o parte dintre termenii utilizați care vor deschide poarta spre cunoașterea acestei ramuri a biologiei. Termenul ereditate se referă la caracterele ereditare ce pot fi transmise de la ascendenți, părinți, bunici, la descendenți, copii, în cadrul aceleiași specii. De exemplu, în cazul plantei din imagine, pe care ai recunoscut-o ca fiind iedera, un caracter ereditar prezent la toți indivizii din cadrul acestei specii ar fi capacitatea tulpinii de a se cățăra pe un suport. În acest tabel se regăsesc câteva caractere ereditare în cazul speciei umane. Caracterele morfologice se referă la structură, cele fiziologice la modul de funcționare, iar cele comportamentale la modul de a reacționa în anumite situații. În urma investigației și analizării, ai observat că unul dintre caracterele ereditare morfologice la om este reprezentat de culoarea ochilor și ai constatat că acesta este diferit în funcție de ereditate. Completează acest tabel cu alte exemple. Fenotipul reprezintă un ansamblu de însușiri și caractere care se manifestă în mod vizibil la un individ și care este determinat de baza ereditară și de condițiile de mediu. Înseamnă că exprimarea caracterelor ereditare reprezintă legătura dintre ceea ce moștenim și mediul de viață. Acestea duc la variabilitate, adaptabilitate și la evoluția organismelor. Variabilitatea este o proprietate a organismelor de a se deosebi unele de altele prin schimbarea însușirilor față de ascendenți. Aceste schimbări au importanță în adaptabilitate. De exemplu, la planta săgeata apei, pe care o regăsim în delta Dunării, frunzele pot avea formă de săgeată sau sunt lanceolate în funcție de mediul de viață, terestru, semiacvatic sau acvatic. În imagine, se observă plante care s-au adaptat condițiilor vitrege din zonele aride, secetoase. Mediul de viață a permis apariția unor caractere care au făcut posibilă supraviețuirea acestora. Aceste plante au tulpini în care se depozitează apa, rădăcini adânc înfipte în sol, frunze transformate în spini și tulpina acoperită cu un strat ceros, care împiedică pierderea de apă prin evaporare. Caracterele apărute au fost transmise în descendență prin intermediul materialului genetic. În cazul evoluției umane, trecerea la poziția bipedă s-a făcut în funcție de schimbările mediului de viață, de la viața arboricolă la cea terestră, care a permis folosirea uneltelor, alergarea pe distanțe mai lungi, vânătoarea, folosirea focului. Pentru fixarea cunoștințelor cu care ne-am familiarizat în cadrul lecției, îți propun un mini-test. Răspunsurile corecte le vei afla în timpul rezolvării cerințelor. Succes!
Ereditatea caracterizează toate organismele. Este realizată prin intermediul informației genetice. Transmite caracterele ereditare de la ascendenți la descendenți. Răspunsurile corecte sunt A, B, C. Caracterul ereditar reprezintă o însușire a unui organism. Este transmis de la descendenți la ascendenți. Este transmis cu ajutorul cromozomilor. Răspunsurile corecte sunt A, C. Fenotipul reprezintă totalitatea genelor unui organism. Reprezintă totalitatea însușirilor unui organism. Este rezultatul interacțiunii dintre evoluție și mediul de viață. Răspunsul corect este B. Variabilitatea este o caracteristică prezentă doar la specia umană. Reprezintă caracteristici unice ce disting indivizii din aceeași specie. Este un proces de schimbare a diferitelor caractere ereditare. Răspunsurile corecte sunt B, C. Adaptabilitatea permite organismelor să se acomodeze la schimbările mediului. Reprezintă capacitatea organismelor de a-și modifica genele. Reprezintă totalitatea genelor unui organism. Răspunsul corect este A. Felicitări! Astăzi ai reușit să fixezi noțiunile introductive de genetică. Ești pregătit să asimilezi noi cunoștințe care te așteaptă în lecția viitoare, când te invit la o nouă incursiune în tainele biologiei. Până atunci, îți urez spor la învățat!